Casa de Cultură George Enescu a găzduit astăzi o activitate organizată în premieră pentru județul nostru. Elevii școlilor auto au fost invitați la o întâlnire cu polițiștii rutieri. Organizatorii au fost reprezentanții Asociației Instructorilor Auto Mureș, cu sediul la Reghin. Primăria a contribuit și ea prin punerea la dispoziție a sălii. IPJ Mureș a fost reprezentat de inspector principal Marius Andone. Vin astăzi la dumneavoastră datorită faptului că am început un program, un proiect de colaborare cu instructorii auto din deperața municipiului Reghin, cu care sper să avem o relație fructuoasă în timp. Și datorită faptului că în ultima perioadă de timp, adică mai exact după 19 ianuarie, au intrat în vigoare niște modificări legislative prin legea 203 vis-a-vis de obținerea permisului de conducere, categoriile permisului de conducere, mopedele care iarăși au intrat în categoria autovehiculelor și eventual o să facem câteva prezentări video, câteva accidente cu care ne confruntăm, cauze și poate și un mic dialog cu dumneavoastră. Polițistul a prezentat filmulețe cu tragediile care pot surveni în urma accidentelor rutiere. Apoi a subliniat importanța de a preveni incidentele printr-o bună cunoaștere și respectare a regulilor de circulație. Totodată a explicat modificările care au apărut în codul rutier. Instructorii prezenți au apreciat activitatea. Da, e prima acțiune în care o prezentăm împreună cu poliția rutieră. Mi se pare util în primul rând pentru că vrem ca elevii înscriși să-și dea seama despre ce este vorba după ce obțin un permis de conducere, riscurile care se produc în trafic. Foarte mare utilitate pentru cursanți și pentru elevii școlilor de șofer, întrucât vor, din câte am înțeles, vor vedea consecințele nerespectării regulilor de circulație. Deci consider că este foarte important acest tip de acțiuni și cred că ar fi bine să se facă mult mai des. Ce spuneți despre numărul elevilor prezenți? Din păcate, eu am fost anunțați cam târziu. Unii dintre noi și din acest motiv nu s-a putut mobiliza lumea bine. Dar sunt convins că dacă se va anunța din timp, sala va fi plină. Întâlnirea a fost posibilă datorită unui protocol de colaborare semnat între Asociația Reghineană și IPJ Mureș, Serviciul de Poliție Rutieră. Organizatorii speră să reia activitatea odată la 3 luni, pentru ca tot mai mulți elevi ai școlilor auto să aibă posibilitatea de a participa, iar în timp nu este exclusă varianta ca și șoferii să ia parte la discuții.